Doza a treia de vaccin devine realitate și în România. Aceasta poate fi administrată din octombrie. Categoriile vulnerabile și personalul medical vor avea prioritate și de această dată. Îți explică mai exact procedura Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare. Pe de-o parte, administrarea unei doze suplimentare pe bază de ARN mesager, care să fie administrat la un interval apropiat de doza a doua sau prospectiv atunci când inițiem o schemă de vaccinare. Și o a doua recomandare este de administrarea unei doze de rapel de la cel puțin 6 luni de la schema inițială de vaccinare. Și noile tulpini sunt un motiv de îngrijorare. Dacă la varianta Alpha de la un caz se ajunge la 256 în 2 luni, la varianta Delta, în aceeași perioadă, de la un caz se ajunge la peste 390.000 de persoane infectate. Astfel, vaccinarea trebuie să devină o prioritate. Vaccinarea împotriva COVID-19 se poate efectua simultan cu celelalte tipuri de vaccinuri care sunt incluse în Programul Național de Vaccinare sau în cazul vaccinărilor la grupe populaționare la risc, cum este vaccinarea antigripală. Așa încât cine dorește să se vaccineze antigripal poate să beneficieze de pildă la medicul de familie și de vaccinare COVID-19. De asemenea, Valeriu Gheorghiță spune că cel mai probabil cei care s-au vaccinat cu AstraZeneca vor face a treia doză cu un vaccin pe bază de ARN mesager.